cum am nu merg, înțelegi, dar că nu mai merg. Frumos, vorbește frumos. Sunt, vorbesc foarte frumos. Te rog frumos, te rog să vorbești da. Frumos. Uite, vezi că n-am mâncat și am luat-o cu capul. Hai, liniștește puțin și ascultă. Sunt foarte liniște, am înțeles, nu mai merg nicăieri. Nu, că nu mai mergi, că ți-am zis eu. Nu arunca tot pe mine. Noi am zis amândoi. Nu, noi am zis amândoi că merge sau nu merge în microbus. Și așa nu știu cum zici tu. Și ai zis, ai pe Cristian și Andrei, nu merg să nu fie supărat. Ai zis și afară. Și ai zis și eu la fel. Gata, nu merge. Zic, da, mai bine nu mergem. Am zis, lumea normal că vrea să vadă materiale cu noi, poate și cu mine, poate și cu tine. Vor să ne vadă. Eu să sunt ne ducem cum să... sunt în casă. Nu te oblig să nu te duci, da? Ascultă-mă, nu vreau să întoarcem lucrurile în alt sens, în sensul ăla oricum care te simți urmărit și în casă, înțelegi? Ascultă-mă puțin. Te simți urmărit peste tot. Eu m-am obișnuit deja cu ele, ba chiar îmi fac și plăcere. O, și bună. De ce mi-ai făcut aseară? Dă-te după mine, de ce? Când s-a întors camera aia, dacă te simți. Păi da, depinde și de bunul simț. Păi vezi, tocmai că te simți urmărit. Lasă-mă puțin să-ți explic despre ce e vorba. Da, eu am spus. Ideea care era? Ideea. Uite-te, mergem acolo, da? Uf, nu că facem sau nu facem. Poate facă ea, nu noi. Da, vin la noi, fac chestii cu tare. Ce? Pac, să dau materiale chiar în ziua în care vrem noi să facem sau nu ceva. Așa și? Tare. Nu stăm liniști, stăm așa cal. Pac, că se dă materiale și mai bine că da, dacă nu s-ar da și n-aș fi? Nu, mă, nu, ideea, ca nu să... asta a fost. Nu asta a fost ideea, mă refer că se face tot în scop de materiale, de discuții. Chiar în ultima zi, chiar n-am cheltat și ceva, atât. Nu, dar tu ai cheltat să nu fii filmat, să nu fii... A, astăzi, măi, nu dați face rândă. Normal, n-am nimic să faci salam de ziul. La fabrica mea, la Bacău.